Vaporașele care circulă la Timișoara pe canalul Bega au de aproape o săptămână un traseu mai scurt spre surpriza celor care au vrut să facă o plimbare pe apă. Mai mult reprezentanții societății de transport public anunță că embarcațiunile nu vor mai trece nici de podurile aflate în șantier în zona Iosefin. Măsura intră în vigoare de mâine, 4 aprilie. Potrivit unui comunicat al STPT, transportul public pe Bega se va efectua pe sectorul navigabil, stația Sfânta Maria, uzina de apă și retur. Din cauza lucrărilor ce au loc la podul Dragalina, circulația vaporetelor se oprește naval. Stațiile Ștefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu și Ardealul fiind suspendate. Circulația vaporașelor pe acest ronson va fi reluată după terminarea lucrărilor la podul Dragalina. Călătoria cu vaporașul pe Bega costă un leu, iar traseele și orele sunt trecute în fiecare stație de pe malul Begăi, dar și pe site-ul STPT.